Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la noua Catedrală Episcopală din Giurgiu. Cu acest prilej, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a prezentat martirajul Sfintei Ecaterina. Pentru că am înfruntat 50 de filozofi mari recunoscuți în școala din Alexandria, Alexandria Sfinților Părinți a lui Clement Alexandrinul și a celorlalți părinți mari bisericești, Sfânta a fost inițial trasă pe roată, dar roata s-a sfârmat ca prin minune dumnezeiască și ulterior a fost decapitată, pentru că mulți dintre filozofii de bază ai orașului, pe care însuși împăratul Maxențiu i-a adus ca într-o polemică, într-o controversă, pe teme de filozofie, de astronomie, de știință în general, i-a biruit pe toți această fecioară în vârstă doar de 18 ani. Și pentru tăria credinței fiind decapitată, foarte mulți dintre filozofi s-au convertit și Valeria Maximilia, soția împăratului Maxențiu, a trecut și ea la credință. Această fecioară minunată, trupul ei a fost îngropat în mare taină pe muntele Sfânt, unde Moise a primit decalogul sau tablele legii. Îngerii au descoperit în vedere un opusnic din Mănăstirea Maicii Domnului, din peninsula Sinai, au descoperit locul unde se aflau moaștele sale în jurul anilor 800. Credincioșii prezenți astăzi la noua Catedrală Episcopală din Giurgiu s-au închinat și la un fragment din moaștele Sfintei Mucenițe Ecaterina, care se află în Sfântul Locaș.